Încă o premieră la Spitalul Județean de Urgență, dr. Pompei Samarian din Călăraș. Managerul Unității Sanitare Bogdan Mihai a transmis că a pus în funcțiune cel mai recent sistem GEO, un echipament de antrenament robotizat care ajută pacienții cu dizabilități fizice și leziuni să-și recâștige forța și capacitatea de a se mișca. Robotul pentru recuperarea mersului a fost achiziționat din fonduri europene în cadrul proiectului Dotarea infrastructurii ambulatorului Spitalului Județean Călăraș. GEO Evolution este cel mai avansat computer robotizat din lume pentru reabilitarea neurologică la adulți și copii. Este dotat cu programe de recuperare personalizate, cu un soft, performant, care permite simularea mișcărilor complexe ale membrelor inferioare, mersul normal, urcatul, coborâtul scărilor și mișcări individuale ale picioarelor. Robotul poate fi utilizat în recuperarea pacienților cu afecțiuni precum tetraplagie, hemiplagie, leziuni de nervi periferici, scleroză laterală amiotrofică, atrofii musculare, alte patologii neuromusculare în care mersul este pierdut. Robotul a intrat în dotarea ambulatoriului, iar pacienții care au nevoie de recuperare pot face programări. Conducerea spitalului intenționează să extindă pregătirea personalului specializat.